ordonanța primarului numărul 219 din 19 noiembrie. Sunt prezenți toți consilierii locali, 14 sunt fizic, iar domnul Meșterca online. Pentru început vreau să supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare, dacă sunt obiecțiuni asupra procesului verbal. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumim. Rog pe doamna președintă să tăia conducerea. Bună ziua! Proiectul ordinii de zi cuprinde 13 puncte plus 2 suplimentări. Aș vrea pentru început să votăm pentru proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Unității Administrative Teritoriale a orașului Zenit Moldova. Inițiator economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară. Mă bucur că avem o prezență unanimă, dar vreau să vă salut și să vă spun că bugetul se suplimentează cu suma de 433.000 încasați, bani încasați în ultima perioadă și cu această ocazie avem cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată primăria Sănii Moldova, respectiv 16 milioane, mai mult de 16 milioane de RON, ceea ce, din care 4 milioane sunt pentru situații de urgență, urmează să cheltuim pentru refacerea podului Dobru și altor obiective afectate de inundații, dar sunt bucuros că chiar și în această perioadă grea, prin care toată lumea trece cu cheltuieli suplimentare, reușim să închidem anul cu un buget bun și fără pierdere. Este foarte important că reușim să ne achităm datorile atât către furnizori, cât și alte obligații pe care le avem. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Da, adică. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021, orașul Sănii Moldova. Inițiator economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Pentru cei care urmăresc materialul filmat, obiectivele de investiții rămân aceleași. Se adaugă doar investiția pentru achiziționarea unei cuști de capturat urși și unei cuști de transportat urși. Nu reușim să rezolvăm problemele cu invadatul urșilor fără aceste echipamente. Am încercat să împrumutăm, nu reușim și din această cauză o să trebuie să le achiziționăm în speranța că vom recupera acești bani de la Autoritatea Fondului pentru Mediu conform legii. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință de operaza orașului Sănii Moldova și este desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiată de Comisia Cultură de Primărie. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Sănii Moldova a unui lot de teren intrabilan situat în, în strada Dobru. Inițiatorul economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Am discutat pe comisie, dacă sunt alte discuții. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SC Delgazvit S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere conducte, distribuție gaze naturale și tranșamente gaze naturale cu presiune redusă pe strada
strada Alunii, strada Zornul și strada Purpurii, poste Cireșoaia. Inițiatorul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea implementării măsurilor active din planul de management pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000, Roșii 0230, Sfânt Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă îmi permiteți să spun, am primit întrebări de la cetățeni despre aceste arii protejate și punctul 6 și punctul 7 vizează prelungirea unor acordurilor de parteneriat pe care noi le avem cu Agenția Națională a Ariilor Protejate. Scopul principal este să amenajăm aceste arii și pentru că toată stațiunea noastră este riverană cu ariile protejate, pentru cei care nu știu, de la râul Pietrii, toată partea de nord, în spatele locului, în spatele primăriei, în spatele hotelului Venus, până la cascada, este arie protejată. Respectiv, vrem să amenajăm trasee de vizitare, vrem să amenajăm un traseu de biciclete și, bineînțeles, să promovăm acest lucru, pentru că, pe de o parte, este un mare avantaj că se protejează pădurea, se protejează mediul, anumite specii de plante și animăluțe, da? Și, pe de altă parte, noi vrem să adăugăm la valoarea pe care o are stațiunea noastră, atractivitatea ei, să adăugăm și această amenajare, care, desigur, va aduce un plus în localitatea noastră și ne va aduce pe un nivel de atractivitate în ceea ce privește protecția mediului și alte aspecte. Celălalt sit este la ieșirea spre Târgu Ocna și avem, deocamdată nu avem consultant, nu avem un proiect pentru această arie. Încercăm pe viitor să facem și zona Cireșoaia, Măgura. Situl al doilea este situat pe tot dealul Măgura și vine până la Cireșoaia, unde riveran cu monumentul eroilor de acolo. Deocamdată nu avem acolo un proiect, dar e bine să prelungim acordul de parteneriat, pentru ca pe viitor să avem baza juridică necesară pentru a face anumite lucrări. Acest lucru nu costă să prelungești un acord de parteneriat, respectiv doar consultanța, dacă o să o facem, de va costa. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea implementării măsurilor active din planul de management al sitului Natura 2000, Roșii 0318, Măgura, Târgu Ocna. Inițiatorul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sfânt Moldova și planului de mobilitate urbană a orașului Sfânt Moldova. Da, aici aș vrea să fac niște precizări, dacă îmi permiteți. Este vorba de niște documente strategice pentru care muncim de mai bine de un an de zile, fără a avea o strategie de dezvoltare și un plan de mobilitate bun, nu vom reuși să atragem investiții, dar și să armonizăm ce există cu ce va fi. Din păcate, planul nostru de mobilitate urbană prevede ca drumul de legătură cu viitoarea autostradă Brașov-Bacău să fie făcut pe plai sus între pe dealul Bolovanu, care duce spre Mănăstirea Codreanu, dar în proiectul
aprobat, varianta aprobată, această autostradă trece departe de Slănic, undeva pe Valea Oituzului și o să vedem cum putem să facem această joncțiune. La momentul la care autostrada va fi gata, nodul rutier de racord va fi la localitatea Hârja, acolo între Hârja și Ferăstrău, chiar la ieșire din Hârja spre Ponești. Respectiv, în planul nostru de mobilitate va suferi o modificare cu siguranță referitoare la această joncțiune. Vom vedea cum ne descurcăm cu proprietarii de drumuri de acces, că și pe Stroiul drumul de acces duce, este proprietate privată și pe dealul Bolovanu și partea cealaltă porțiune este privată. În rest, mulțumesc echipei care a muncit și sper că acest plan va fi și public pe pagina primăriei. De fapt, este public, este la dezbatere din luna aprilie, martie și să fie baza noastră de dezvoltare și să fie de bun augur. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei Smart City a orașului Slănic Moldova, inițiatorii Economic Spațiu Tehnic, primarul orașului. Da, este un alt document care completează. Nu mai este o noutate. Viziunea de Smart City este ceva, ar trebui să fie ceva prioritar și pentru noi este prioritar. Vrem să avem o localitate cu cât mai multă inteligență și informatizarea ei, dar și reducerea de NOx, energie alternative, toate sunt cuprinse în această strategie. Din păcate, cu fotovoltaicul, localitatea nu ne permite, având în vedere că suntem într-o vale, e olian nici atât, dacă suntem tot la fel, nu chiar afectați de vânt, dar avem hidro, avem geotermal, avem pompe de căldură, avem cu ce să compensăm și ele toate sunt trecute în această strategie. De asemenea, avem și eficiența energetică a clădirilor publice și clădirilor rezidențiale pe acest plan. Fără acest plan, de asemenea, nu vom putea atrage fonduri. În strategia de Smart City avem inclusiv Net City, care este obligatoriu în Slănic Moldova, având în vedere că e plin de sârme și de cabluri peste tot și ne trebuie o tubulatură subterană și racorduri subterane la fibră optică, la sistemele de supraveghere video, sistemele de audio, nu? Vrem să facem o sonorizare în toată stațiunea, adică în punctele importante, nu chiar peste tot și alte aspecte date de viziunea smart, să avem internet peste tot, să avem toate cele necesare turistului pentru a petrece timpul la Slănic Moldova. Unanimitate, mulțumim. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea graficului calendar de lucru a Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii. Inițiator Economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Sanitizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, a unui fond proprietatea orașului Slănic Moldova. Inițiatorul Economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Da, pentru cei care urmăresc materialul, pentru cetățenii noștri, s-a achiziționat recent o vitanjă de 5 metri cubi. Respectiv, astăzi delegăm această vitanșă serviciului de salubritate care are și tractorul și vom putea oferi serviciu de vitanjare. Costul este foarte mic,
respectiv 377 de lei pentru 5 metri cubi. Vreau să fac un apel la cetățeni să-și vidanjeze fosele septice acolo unde le stau pline și dau pe afară și creăm o poluare, dar în același timp un disconfort pentru cetățeni. Am făcut acest efort și sper ca în cel mai scurt timp să limităm cât se poate de mult aceste deversări. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între orașul Străin Moldova, prin Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Orașului și Furnizorul de Servicii Sociale, S.C. Roșin Roselolet Moinești, Căminul de Bătrân Constantin Străin Moldova, inițiator economic spațiu de primarul orașului. Acordul de parteneriat prevede o relație pe partea socială, însemnând asistență socială pentru persoanele care locuiesc în centrul pentru vârstnici. Pentru cei care nu știu unde a fost pensiunea Montana, s-a făcut centrul Constantin. Apreciem inițiativa și suntem de acord să fim suportul pe asistență socială și, bineînțeles, că și legea ne obligă ca toate structurile care găzduiesc copii vârstnici să aibă o monitorizare și o coordonare pe partea socială din partea primăriei. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Orașului Moldova în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ATIP. Inițiatorul Economic Spațiu Gheorghe, primarul orașului. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține cineva? Nu am văzut să trecem la suplimentări. Primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a trecerii unor bunuri referente obiectivului schimb al Sfântului Moldova din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Sfântului Moldova. Dacă permite, doamna președintă, să fac câteva precizări pentru cei care urmăresc materialul filmat. După cum se știe, obiectivul acesta a fost realizat în asociere cu Consiliul Județean. Primăria Sfântului Moldova a pus la dispoziție terenul, Consiliul Județean a atras fondurile și a generat mijlocul fix. Mijlocul fix însemnând toate clădirile și telescaunul și parcarea și strada, o parte din strada Nemira. Respectiv, în 2019 s-a terminat monitorizarea acestui obiectiv și legea obligă ca după monitorizare să se dezvolte, să fie, fiind o activitate economică, să se aducă plus valoare. Noi am convenit și suntem în situația în care ne propunem să preluăm acest mijloc fix pentru a-l integra în celelalte facilități și a-l dezvolta. În sensul în care ne dorim ca să nu fie doar un teleschi, să fie un telescaun care să funcționeze tot timpul anului. Ați fost de acord, ați aprobat acum câteva ședințe să dezmembrăm anumite loturi de teren în partea de sus, pe care le vom concesiona să se construiască restaurante, cafenele, un teren pentru o hârtie de săniuș și Parc Aventura și alte obiective pe care noi vrem să le dezvoltăm acolo sus. Inclusiv un centru de distracție pentru tineri pe perioada de vară. Acest lucru ar fi puțin mai greu în situația actuală în care mijlocul fix este la Consiliul Județean și terenul este la noi. Și atunci am convenit să și dumneavoastră a fost de acord, să preluăm acest mijloc fix. Respectiv, ne asumăm o treabă suplimentară, dar sperăm noi să ne bucurăm că vom dezvolta pe lângă acest telescaun și alte
activități, alte facilități și va deveni Stănicul mult mai atractiv și din alte perspective. Valoarea mijlocului fix este 21.617.242 de lei de ro. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației CUZ în scopul schimbarea destinației imobilii prin centru de perfecționare în unitate hotelieră și restaurant de pe strada Spătar Măgăluca, pe strada Vasile Alexandrie, numărul 20, Sfânic Moldova, județul Bacău. Da, este vorba de clădirea care a fost centru de perfecționare. În momentul în care s-a făcut planul urbanistic general, în anul 2000, această clădire era destinația acestei zone a fost pentru centre de perfecționare. Astăzi a fost cumpărată clădirea de către astăzi, anul trecut, de către un investitor care vrea să facă restaurant și hotel. Și bineînțeles, pentru asta ne trebuie acordul Consiliului Local de modificare a acestei zone, a facilităților din zonă și propunerea este să se schimbe în unitate hotelieră și restaurant, care este și normal pentru că suntem în centrul stațiunii și este corect ca investitorul să poată face restaurant și hotel aici. Discuții la acest punct? Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a fost aprobat, se declară ședința închisă.